Aproape 40 de sportivi din țară și de peste hotare au participat duminică la cel de-al doilea campionat național de freediving sau scufundare liberă. Titlul de campion în acest an l-a obținut Dmitri Voloșin, care și-a bătut propriul record de anul trecut cu 20 de secunde. Participanții la competiție au fost de diferite vârste și categorii, de la vânători subacvatici până la diver și de la amatori până la notători profesioniști. Deși în mare parte la aceste întreceri subacvatici au participat bărbați, printre concurenți și-au găsit loc și patru femei. Strașnică pe 2-2, nu, crută. Ai dat o vină? A? Anul acesta, campionatul a căpătat statut de competiție internațională prin participarea unui sportiv din Belarus. La competiție s-au înscris și sportivi din Ucraina, dar au refuzat pe ultima sută de metri. Очень здорово, потому что, в принципе, я первый раз на таких соревнованиях приехал просто попробовать себя. Очень здорово организовано. Как-то так вот действительно. Для того, чтобы сделать хорошую статику, хорошую апноэ, нужно расслабиться. А здесь как раз такая атмосфера. Ну и, честно говоря, очень дружественно. Уже успел подружиться, познакомиться со своими коллегами. Totuși, lider în această probă sportivă a rămas campionul de anul trecut, Dmitri Voloșin. El și-a depășit propriul record și a stat sub apă 5 minute și 50 de secunde, cu 20 de secunde mai mult decât anul trecut. Potrivit președintelui Federației de Activități Subacvatice, la competiție poate participa oricine. Publica care a venit astăzi la соревнования делится на совсем новичков, это люди, которые пришли попробовать себя и свой организм испытать, и делится на вторую категорию, это ребята, которые знакомы с фридайвингом, уже выступают, может быть, не первый год, возможно, это подводные охотники. Campionatul a fost organizat de Federația de Activitate Subacvatică din Republica Moldova, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului. Freedivingul este un sport ce presupune ținerea respirației sub apă pentru cât mai mult timp. La nivel mondial, cele mai bune rezultate obținute în competiții oficiale de freediving sunt de 11 minute și 35 de secunde la bărbați și de 8 minute și 23 de secunde la femei.